Foarte bine, foarte bine. Lăsați așa, să se amestece numerele dumneavoastră de telefon. Vorbesc cu dumneavoastră, cu abonații, de luni și până în acest moment. Poate că ar fi mai bine să se amestece mai mult, să lăsăm mai mult sau nu. Nu știu, important este că în afară de această extragere, mai avem încă o extragere. O extragere pentru un apartament. Această extragere este pentru un Fiat Linea. Observați și dumneavoastră ce minunăție de mașină. Haideți să vă mai spun câteva lucruri despre acest autoturism. Este o mașină de familie, prin excelență aș putea spune, definită prin spațiu, design, confort, consum redus, o capacitate a portbagajului de 500 de litri, să știți că dotării are multiple. ABS, aer condiționat, dublu airbag, radio CD, închidere centralizată cu telecomandă, geamuri anterioare acționate electric. Văd că și scaunul este reglabil și volanul este reglabil. Domne, are lumini pe interior, faruri pe exterior, este superbă. Este la 0 km, este nou-nouță. Este pentru dumneavoastră, pentru abonații revistei online, 100% adevărat. Cred că orice om și-ar dori o astfel de mașină. În clipa în care te întâlnești cu un astfel de Fiat în trafic, nu ai cum să nu tresar să spui: uite mașina mea preferată de la 100% adevărat. Așa este, doamnelor și domnilor. Avem un Fiat Linea pe care îl oferim chiar acum unui abonat norocos. Vreau să creez suspans. Yeah. Oh, yeah. Și mai tare, și mai tare. Du, 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 du. Numerele dumneavoastră, numerele de telefon ale abonaților sunt amestecate de sistemul nostru extrem de sofisticat și bine pus la punct. Numerele dumneavoastră sunt luate aleatoriu și amestecate în sistemul nostru de date. Dacă v-ați abonat, puteți câștiga acum. Stați cu ochii pe noi, stați în fața televizoarelor și cu telefoanele activate, da? Să aveți frecvență într-o zonă cu acoperire, pentru că noi vă sunăm dintr-un moment în altul. Gata, suntem pregătiți! Oh yeah! 0745297. Și tare sunt curios care este finalul, dar nu vi-l putem divulga. Stimații abonați, toți cei ce aveți un număr asemănător cu acesta, sunt sigur că aveți emoții extrem de mari. Cei ce nu sunteți familiarizat cu numărul, adică nu este numărul dumneavoastră acesta, să știți că participați la următoarea extragere. Extragerea pentru un apartament în București. Și puteți să vă abonați în continuare pentru acest abonament, pentru acest apartament, pentru că nu se știe niciodată. Un SMS în plus, o șansă în plus. V-am spus, dacă trimiteți 5 SMS-uri, de 5 ori se află în numărul dumneavoastră, în baza noastră de date. Haideți să luăm legătura cât mai repede cu abonatul nostru norocos, să vedem cine a câștigat această mașină frumoasă, absolut superbă, nou-nouță. Fiat Linea, sună. Cam târziu ori așa, la miezul nopții să primești un astfel de premiu. Merge, alo. Ascult. Ascultați? Da, da. Să trăiți. Să trăiți, vă ascult bine. Ascultați bine, da? Da, da. Să ascultați bine, e bine, să trăiți bine. Da, da, să trăiți foarte bine. Dragul meu, ia spuneți-mi, cum vă numiți? Leontin Sălăjan. Leontin Sălăjan? Leontin Sălăjan. Și de unde sunteți, din Sălăjan? Eu din Zalău. Din Zalău, am înțeles. Deci nu sunteți, da, da, de pe la noi. Dom'le, am dat cam multe premii prin zona aia pe acolo, nu? Am dat. În Ardeal foarte multe premii. Foarte bine. Am dat foarte multe premii în zona aia la dumneavoastră. Astăzi niciun moldovean nu a câștigat. Dumneavoastră sunteți campion din toate punctele de vedere. Cum sunt? Campion, campion. Campion, sunt campion. Campionul, campionul, leule. V-ați obișnuit întotdeauna cu campionul. Deci, să știți, să știți că am avut mână bună, se pare. V-ați obișnuit întotdeauna cu campionul. Așa e, așa e, m-am obișnuit cu campionul. Ce vreau să vă întreb? Aveți autoturism în familie? Dacă avem autoturism, nu. Nu. Răspunsul este da, avem. Pentru că ați câștigat unul deja, dar asta să vă zic. Aveți permis de conducere? Deci vreau să zic că m-ați făcut campion în seara asta, nu? Deci m-ați mai făcut un campion, nu? Deci permis de conducere aveți sau nu aveți? Răspundeți la întrebare. Dumneavoastră puteți să mă întrebați pe mine, mai ales că OTV eu l-am considerat întotdeauna campion între toți. Deci OTV-ul e campion. Vreți să vă spun ceva? Vă organizăm, păi, noi școala de șoferi. Puteți să spun de orice. Cine se supără
Totdeauna îi tem nasul, nu? Domne, sunteți foarte activ la această oră târzie și mă bucur. Mă bucur, domne, că v-am prins atât de bine dispus. Pe cuvântul meu, dragul meu campion. Foarte, foarte rău. Domnule, o întins să lăjeam cu peronul pe partea dreaptă. Ia spuneți-mi, sunteți fericit? Ați văzut pentru ce a fost această extragere, da? N-am înțeles foarte bine, domnul Pepe, v-am mai spus, îmi pare foarte rău. Haideți să vă anunț. Noi duminică de duminică. Da, avem 8 extrageri. Bineînțeles că v-am mai spus că îmi place cum cântați și ce program faceți. Vreți să vă cânt ceva? Da? Da? Ce vreți să vă cânt? Păi eu știu ce invitați faceți dumneavoastră, ce invitați mai aveți săptămâna viitoare. Cum i-am văzut, aveți invitați numai unul și unul. Dar numai unul. Niște selecții nele mai totdeauna pozitive. Numai unul și unul invitați? Dar, dragul meu, abonat al revistei online, 100% adevărat, acest autoturism este al dumneavoastră. Fiat, Linea, l-ați câștigat! Foarte mult. Deci mi-a plăcut cea mai mare surpriză, 89, până acum a plăcută. Și noi vă mulțumim că sunteți abonat al revistei online, 100% adevărat. Rămâneți da, abonat fidel, frumos, domnul, că nu se știe niciodată. Rămân dator postului de televiziune TV, mă rog. Să rămâneți fidel postului de televiziune și revistei online, 100% adevărat, pentru că revista online, 100% adevărat, își premiază abonații fideli. Nu se știe niciodată, poate veți câștiga și un apartament în București, pentru că mai urmează o extragere. Domnul Pepe, și succes în continuare. Sănătate, numai bine, rămâneți alături de colegii mei să dați toate datele și când veniți aici la noi în platou, promit să vă cânt o piesă pentru dumneavoastră. Numai bine, domnule Leontin Sălăjean, închidem această extragere.